Cel mai mare pom de Crăciun din Moldova, de peste 24 de metri înălțime, a fost inaugurat la Orhei. Atmosfera de sărbătoare a fost creată și de o orchestră de fanfară, dar și de artiști din țară și din România, care au susținut un concert de zile mari. Primarul de onoare al Orheiului, Hilan Șor, la inițiativa căruia se desfășoară astfel de evenimente deja de aproape 10 ani, spune că Orheiul a fost și va fi capitala sărbătorilor de iarnă. Mii de locuitori ai orașului și raionului Orhei, împreună cu oaspeți veniți din diferite colțuri ale țării, s-au adunat în piața principală a orașului pentru a lua parte la un spectacol magic de iarnă. Încântați de activități erau nu numai copiii, ci și adulții. Bradul este foarte frumos, l-am văzut de departe, dar am decis să ne apropiem și este magic. Iubim Orheiul, am auzit multe despre acest raion și am venit să vedem totul cu ochii noștri. La noi e foarte frumos. În fiecare an pomul de Crăciun este diferit. Este imposibil să vii la târg și să nu fii bine dispus. E foarte interesant. Am venit aici pentru bună dispoziție. Vrem să ne distrăm, să ascultăm muzică. După cum ne-a promis Hilan Șor, el a făcut din Orhei Monaco. Orașul a devenit foarte frumos. Mereu înflorește. Avem cel mai mare și mai frumos pom de Crăciun. Noul primar Tatiana Cociu a menționat că totul a fost pregătit pentru a surprinde plăcut locuitorii. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare la sărbătoarea noastră frumoasă, la sărbătoarea noastră de poveste. Vrem să știți că împreună cu echipa noastră din Orhei, susținută de primarul nostru de onoare, domnul Hilan Șor, am muncit foarte mult în acest an ca să facem ceva deosebit, ca să aducem decorații noi, ca să aducem iluminare nouă. Sperăm foarte mult să vă placă și să apreciați și dumneavoastră. Am foarte mari emoții. Vreau să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă. Să vă doresc multă sănătate, să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. La numărătoarea inversă au fost prezenți și Pavel Verejanu, Dinu Țurcanu, Vadim Fodescu, Marina Tauber și Alexei Lungu. Noi în Orhei am demonstrat că suntem o familie și asta contează pentru toți. Deci, dragi orheieni, cu sărbătorile de iarnă vreau să vă doresc multă sănătate, multă baftă, încă o dată unitate, ca copiii noștri să se întoarcă acasă, fiindcă aici, în inima Moldovei, sub protecția godilor, așa numitul municipiu Orhei, este cel care duce astăzi vechea, duce vestea cea bună pe toată Europa. Și nu în zadar Hilan Șor a spus că oameni buni, Orheiul va deveni cel mai frumos oraș din Europa. Și eu sunt sigur că așa va fi. Bradul din municipiul Orhei, bradul, produsul nostru este cel mai frumos, cel mai înalt, cel mai deosebit de pe raza întregii țări și nu numai. Avem astăzi oaspeți în toată țara și ne onorează acest fapt. Anul care stă să vină, 2024, va fi un an deosebit, la fel de complicat ca și ăsta, dar noi, moldovenii, întotdeauna am trecut cu încredere, cu speranță în ziua de mâine și prezența voastră dumneavoastră aici denotă acest lucru. Sughis bun domnului președinte Hilan Șor, sughis bun celor care n-au reușit să vină, la mulți ani, dragii noștri, vă iubim, să trăiască municipiul Orhei, să trăiască Republica Moldova! 2015 году primar municipii Orhei, тогда город Орхей. În 2015, la inițiativa lui Hilan Șor, la Orhei a fost inaugurat cel mai întâi și cel mai frumos pom de Crăciun din Republica Moldova, iar pomul nostru din municipiul Orhei a fost în top 10 cei mai frumoși pom de Crăciun din Europa în toți acești ani. Astfel va fi încă mulți ani înainte. Astăzi, luminițele care vor fi aprinse indică faptul că Orheiul rămâne cel mai frumos și mai dezvoltat oraș din țară. Cel mai interesant o să fie după partea aceasta oficială, care deja se încheie și noi împreună cu toți dumneavoastră așteptăm minuni, surprize și tot ce ne
ne-a pregătit pentru astăzi Moș Crăciun și domnul Ilan Șor. Și astăzi, din numele domnului Ilan Șor, din numele echipei noastre, a partidului politic Șor, din numele tuturor celor care ne susțin, noi vrem să vă felicităm și cu sărbătoarea de astăzi și cu sărbătorile care vin. Și vă dorim ca anul 2024 să fie mai bun la inimă pentru noi toți. Vă dorim sănătate, vă dorim fericire, vă dorim bucurii, zâmbete și ca să petreceți fiecare zi și mai multe momente frumoase cu cei dragi. La inaugurarea pomului de Crăciun din Orhei a participat și bașcanul găgăuziei Evgenia Guțul, care a transmis un mesaj de felicitare din partea locuitorilor autonomiei. Очень приятно сегодня побывать на таком мероприятии. Красочном, красивом. Sunt foarte încântată să particip astăzi la un eveniment atât de colorat și frumos. În câteva minute va fi o frumusețe incredibilă aici, pentru că Ilan Șor și echipa sa fac totul în cel mai bun mod posibil. Vă felicit din numele locuitorilor din Găgăuzia cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și a anului nou care vine. Ne urez tuturor bunăstare, prosperitate în 2024 și ca o asemenea frumusețe să fie în inimile voastre și în raioanele noastre pe tot parcursul anului. Tradițional, pentru inaugurarea pomului de Crăciun de la Orhei, echipa lui Ilan Șor a pregătit un program special, atât pentru adulți cât și pentru copii. Cei mai mici au avut parte de un spectacol extraordinar cu participarea personajelor din desene animate și a lui Moș Crăciun. Bătrânul cu barbă albă și nas roșu a ajuns la sărbătoarea din Orhei într-un mod inedit. Acesta a coborât cu o macara strălucitoare, având un sac plin cu cadouri. Bine ai venit, Moșule! Orheiul a fost și va fi capitala sărbătorilor de iarnă. Este declarația primarului de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor, din a cărui inițiativă această localitate se dezvoltă impresionant de aproape 10 ani. Dragi locuitori ai Orheiului, vă felicit cu inaugurarea capitalei sărbătorilor de iarnă din Republica Moldova. Orașul nostru a fost și va fi mereu capitala sărbătorilor de iarnă. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de tânăra interpretă Lidia Taburcean, care i-a încântat pe cei prezenți cu melodiile sale ritmate și vesele. În centrul orașului a fost amenajat și un târg de Crăciun, unde pot fi procurate obiecte de artizanat. Toată lumea poate vizita târgul și pomul de Crăciun din Orhei până la sfârșitul sărbătorilor de iarnă.